Un subiect important din multe alte subiecte care s-a discutat astăzi la ședința operativă vizează situația legată de concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Eu am primit doar niște note prealabile, care încă nu au un caracter oficial, legate de primele concluzii ale entităților care au fost abilitate să investigheze situația de către guvernul precedent. Acum am dat dispoziție ca în baza acestor concluzii să fie format un grup de lucru care să evalueze 1. Premizele legale, 2. Etapele de implementare, eventual, 3. Consecințele rezilierei acordului de concesionare cu aeroportului internațional Chișinău. Acest grup de lucru are termen de 4 săptămâni pentru a prezenta toate aceste concluzii, prealabile după care vom lua o decizie finală, care de asemenea trebuie să fie confirmată prin hotărâre de guvern. Prealabil este clar că ceea ce vizează aeroportul internațional Chișinău, concluziile prezentate de către CNA rezumă faptul că resurse investite de către compania care a preluat drepturile de administrare în concesiune nu sunt resurse proprii, ci sunt resurse care vin din taxa de dezvoltare a aeroportului internațional Chișinău și că mai mult o parte din acești bani nici nu erau investiți în aeroport, ci erau investiți în alte activități conexe, sponsorizarea clubului Milsame sau alte chestii curente. Eu consider aceste concluzii absolut relevante, pertinente și un temei pentru a lansa comisia de care am vorbit și vom aștepta concluziile acestei comisii. Evident că sunt vizate entitățile care au participat și anterior la evaluarea acestei perspective de concesionare, și anume Agenția Proprietății Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Cancelarea de Stat, adică toate aceste entități împreună trebuie să se convoace și să prezinte un raport comun de concluzie. Peste 4 săptămâni am putea vorbi de o soluție, rezilierea contractului. Noi am putea vorbi despre concluzii comune ale grupului de lucru care va, bazându-se pe concluziile prealabile care le-au făcut comisia care a activat în cadrul CNA instituită de către guvernul precedent, adăugând la acele concluzii și expertizele care vizează, cum am spus, deoarece misiunea acestui grup de lucru este deja diferită. Precedentul grup de lucru avea misiunea de a evalua ce se întâmplă, noi acum avem misiunea de a evalua temei juridic, etape, eventuale de reziliere și consecințe. Adică de ce trebuie să le punem în practică. Asta e misiunea grupului de lucru. Să ne dea concluzii clare. Ce încălcări a comis compania care a avut obligația de a administra conform contractului de concesiune, dacă a admis asemenea încălcări? Doi, ce perspective are statul pentru a-și readuce în administrare acest obiect? Mai mult pot spune că concluziile prealabile care au venit de la CNA denotă o lipsă de temei atunci în august 2013 de a da în concesiune aeroportul, fiindcă concluziile care le formulează ei relevă că aeroportul internațional Chișinău funcționa economic profitabil, mai mult ca atât era în fază finală în negocierea unui credit pentru modernizarea aeroportului exact în direcția în care
s-au stabilit direcțiile de modernizare prin contractul de concesiune. Deci eu o să verificăm și o să facem concluzii. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, nu știu, cabinetul de ministri care a votat această decizie sau premierul care era atunci la guvernare ar putea fi trași la răspundere pentru că au luat această decizie? Cine să facă responsabil? Până la urmă, concluziile grupului de lucru trebuie să dea răspuns și la această întrebare. Dacă a existat temei de concesionare, dacă într-adevăr această întreprindere era administrată prost și nu avea perspective de modernizare, dacă erau neapărate investiții private pentru modernizarea acestei întreprinderi, acestui obiect strategic, și care sunt căile ca să revenim la o situație inițială, dar repet încă o dată, fără daune și prejudicii pentru Republica Moldova. Este adevărat că suma de 7 milioane de euro pentru construcția parcării din aeroport la fel este una exagerată? Nu pot să vă spun acum, adică trebuie să vedem datele sau concluziile grupului de lucru pe ansamblu care va însuma și concluziile până în prezent. Dar Ministerul Justiției a făcut la fel recomandări ca CNA de anulare sau rezilierea? Ministerul Justiției încă nu mi-a prezentat nota oficială, trebuie să o primim astăzi. Eu am solicitat-o de câteva ori, înțeleg că era tot în proces de perfecționare, fiindcă entitatea sau punctul final acestor concluzii sunt la Ministerul Justiției. CNA trimite concluziile sale la Ministerul Justiției, Ministerul Justiției trimite concluziile la Guvern conform acelei indicații care au fost în perioada guvernului precedent. De aceea le sistematizăm, le anunțăm, doar vreau să spun public că acest deziderat care este formulat în programul de activitate a Guvernului pe care îl conduc, care vizează anume investigarea și evaluarea situației și apărarea intereselor statului Republicii Moldova. Așa este scris în programul de guvernare. Acest deziderat noi intenționăm să-l evaluăm, să-l analizăm și să apărăm interesele statului Republicii Moldova. Dar și în faptul că vorbiți de finanțarea clubului Milsami, despre această firmă în a cărei Consiliul de Administrație este domnul Ilan Șor, aceste concluzii care v-au fost prezentate conțin și numele dumnealui, ar putea fi tras la răspundere și pe această latură? Eu nu pot da mai multe detalii decât le-am dat. Adică este, nu se conțin nume, nu se conțin alte referințe, doar se conțin constatări că acumulările din activitatea curentă a aeroportului internațional Chișinău nu se investesc în totalitate în aeroport. Unu și doi, surse externe de investiții nu se prea atestă. Adică astea sunt concluziile prealabile. Dar CNA a inițiat un dosar penal, nu figurează nimeni. Cine ar trebui să fie tras la răspundere pentru ceea ce? Hai să ne spună Centrul Național Anticorupție, fiindcă iau gradul lor de independență procesuală, nu să ne permitem să avem ingerință în anchetă, așa că așteptăm concluziile lor. Aceeași opinie că o parte din banii investiți în aeroport ar putea să provină de la BM, Banca Socială și de Banc? Concluziile vor fi făcute publice. Deocamdată, prealabil, sunt anumite așa, concluzii, prealabile, suspiciuni, cum ar fi. Dar o să așteptăm raportul final. Dacă nu începem să vedem și noi acest raport? Ce ne-a? Prealabil. Prealabil, adică aceste concluzii, eu cred că ele nu au un caracter secret, pot fi anunțate, inclusiv și public, până la începutul activității grupului de lucru. Ca să se vadă care sunt premizele. Activitatea grupului de lucru trebuie să înceapă imediat după ședința operativă de astăzi. Eu aștept documentele oficiale de la CNA și de la Ministerul Justiției și eu cred că o să le plasăm pentru vizualizare publică. Astăzi? Astăzi, cel târziu mâine.